pentru că așa ne cer mai multă lume, să rămânem pe iarbă, să rămânem aici. Un dărat asistență să vă fie îndeplinit cu Sfânta Duminică de astăzi. Dați-mi voi eu să vă salut din numele a 100.000 pensionari a municipiului Chișinău și la 700.000 de pensionari din Republica Moldova. M-au sunat acum pe telefon și m-au rugat care nu pot ca să le transmit un cuvânt de salutare la toți cei care astăzi au lăsat grijile, nevoile, timpul liber și au venit alături ca să susținem pe Andrei Năstase. Noi am fost și ne-am dat votul conform Constituției și dreptului nostru de cetățean. Ei ne l-au furat. Se pun întrebarea: judecătorii noștri de la Curtea Supremă de Justiție se vor pătrunde de această răspundere, de această mulțime care astăzi ne susțin pentru totul, pentru ca alegerile noastre să fie confirmate și votul și mandatul domnului Andrei Năstase să fie mandatat. Da, votul v-a dat, votul v-a dat, votul.